O femeie din Lugoj a căzut victimă geloziei fostului ei iubit, supărat că fusese părăsit. Bărbatul a ucis-o, ba chiar fără urmă de remușcare. I-ar fi spus înainte că așa-i trebuie. Nora femeii a fost martoră la cumplita scenă. Ea le-a povestit anchetatorilor că lucrau la o balastieră când individul a atacat. Victima nu a mai apucat să riposteze. Nora ei a fugit imediat și a chemat ajutoare. Și bărbatul cu care trăia femeia acum a ajuns imediat acolo. De altfel, gelozia ar fi fost și motivul crimei. Individul ar fi amenințat-o în repetate rânduri. Polițiștii îl caută acum pe criminal, care a fost dat și în consemn la frontieră.